Cronicile Shaolin. Din episodul anterior, căutările noastre pentru un discipol nou s-au restrâns la doi candidați: Willow, care e frumoasă de pică, și Ping-Pong, care doar pică. Rămâneți aici! Gongu pentru antrenamentul de azi. Nu înțeleg. De ce nu ne alegem singur obiectul U? Locul în care e seiful Shengongu este strict secret, iar eu sunt călugărul strict secret al maestrului Fung. Eu vreau pieptenele Shengongu al meduzei. Îmi pare rău. Am ales pentru tine acest iepuraș urecheat, Shengongu. Iepuraș urecheat? La ce folosește? Unde mi-este trompa? Ups! Aici este! Credeam că am pierdut-o. Efectul ar trebui să treacă în curând. Dar eu, Ami, primesc un obiectul. Bineînțeles, Willow, am păstrat pentru tine ce era mai bun: pieptenele meduzei. Ami, este nedrept! Eu vroiam pieptenele meduzei. Eu vreau acel Wu și aveam întâietate. Hei, micuță șopârlă, de ce ești supărat? Ha, ia zi. Îmi pare rău. Încă nu mi-am revenit după plecarea lui Ping-Pong. Da, nu-mi vine să cred că micuțul a plecat și nici măcar n-a lăsat o adresă e-mail. Dintr-o dată nici nu-mi mai amintesc cum arăta băiatul ăla. Dojo, calmează-te. Ping-Pong a plecat abia acum 2 ore. Dar mi-e foarte dor de mititelul ăla. Sunt sigur că Ping-Pong va fi mai fericit de unul singur. Va căuta noi răufăcători, va lupta singur, mereu singur. Sunt de acord cu Omi. La urma urmei, e cel mai înțelept dintre noi. Hei, priviți ce am găsit sub saltea lui Ping-Pong. A plecat în grabă și și-a uitat jurnalul. Și ce scrie în el? Eu nu cred că ar trebui să o citim, e privată. Eu zic că e în regulă atâta timp cât nu suntem prinși. Poate o să descoperim vreun secret sau două despre Ping-Pong. Oh, scrie că... Wow, nu mă așteptam la asta. Da, la asta mă așteptam. Hei, prietene șopârlă, te super dacă citești tare? Scrie că Ping-Pong a crescut în Europa, în vechea mănăstire Sfântul Martin. Ping-Pong era curierul oficial și transmitea mesaje între mănăstiri prin toată Europa. Scrie aici că apariția e-mailului a făcut inutilă funcția lui. Ping-Pong era gata pentru noi provocări. Și ce provocare mai mare e decât să te alături călugărilor Shaolin și eroului lor, fratele Omi. Voi fi foarte onorat când fratele Omi mă va numi micul lui Gecko. Scuze pentru mirosul subțioarelui lui Dojo. Mă face să lăcrimez. La femme brune, la grande ombre. Asta e fata brunetă pe care Ping-Pong a văzut-o când eram în groapă. E ciudat că nimeni nu-și amintește să fi văzut pe Willow în timpul ultimei lupte. Îndeplinită. Văd că ai obținut cifrul de la seiful Shengongwu. Bună treabă. Din păcate, locul în care e seiful rămâne un mister. Tantalăul de Omi se ocupă cu paza lui. Am aflat ușor secretul. În curând, templul va cădea și va fi un nou început. Îmi pare tare rău că ți-am tras câteva. Ce este șeful lui La Fambrun? Da, știu!
Îmi pare rău că nu te-am crezut mai devreme. Umbra m-a lovit zdravân în ultima noastră luptă ca să-l ajute pe Jack să învingă. Ea a vrut să mă discrediteze în fața celorlalți călugări. Ăsta era planul lui Chase. Sunt încântat că voi doi v-ați dat seama până la urmă. Exact la timp. Pieptenele meduzei! Ești într-o formă excelentă pentru cineva așa firav, dar nu poți face asta. Mai bine ar fi să renunți și să-ți conservi energia. N-am nevoie să-mi conserv energia. Am energie nelimitată. Luptă, 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 luptă. E agitat rău, micuțul ăsta. În lumina asta mi se pare drăguț. Pun pariu că e gustos. Sunteți foarte ciudați. Gata cu joaca pentru acum. Îl vreau pe piticul ăsta în viață, ca să fie martor la distrugerea templului și a tuturor eroilor lui. Dacă te porți frumos, micuțule, s-ar putea să te cruți. Pisicuțele au nevoie de o nouă jucărioară. În calitate de conducător malefic al vostru, am ceva pentru voi care vă va ridica moralul. Da, eu pot! Da, eu pot! Încetează! Cutia aia o să o plătești din următorul salariu. Văd că ești un șef nemilos și un bun manager. Manager pentru răufăcătorii proști. Cu talentul meu managerial, sunt gata să preiau cu forța templul Shaolin. Da, eu pot! Doar un mic amănunt. Avem un singur obiect, Shengongu. Dar ce obiect avem? Pelerina monstruoasă! E cel mai tare obiect de la surița maimuță! Pelerina monstruoasă! Pelerina monstruoasă! Te rog, dă-te de pe mine! Ce camare ai, Cioc-Cioc? Alo? E cineva înăuntru? Se pare că cineva s-a intoxicat rău cu iepurele. A, da! Acum îmi amintesc! Acum îmi amintesc! Suntem în mare pericol! Klingon Maha! Vorbește în klingonială? Nu știam că e fan Star Trek. Super! Hai, amice! Se pare că te distrezi bine de unul singur, nu? Știu că parcă niște artificii de anul nou! Dar s-ar putea să avem o alertă! E vorba de un obiect Shengongu, cunoscut sub numele de bâta de baseball. Pare ceva foarte jucăuș, dar poate fi extrem de periculos. Nu-ți face griji, maestre Fung! Instinctul meu de tigru funcționează! E timpul să vă îmbarcați pentru cursa dojo! Stați! Unde este Willow? Willow trebuie să-și găsească singură lupta, pentru că lupta nu așteaptă pe nimeni! La 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 la! Nu știu cine e mai greu de înțeles, Omi sau Kimiko? Umbro, e timpul să ne distrăm. Mă bucur să aud asta.
Ce se întâmplă, Kimiko? Am fost întâmpinați frumos. Salutare, străino! Dar cum ai știut de noi? I-am dat urma lui Dojo. Bună, ratatilor Shaolin! Ar fi bine să vă dați bătuți? Obiectul U e ca și al meu. I-a primit noua mea echipă de majorete. Camarazi, distrugeți-i! Sabia lumina! Șocoastro! Vânt! Pumnul ursului de fier! Șocu Jupiter! Pământ! Superbo, ce ai zice să te provoc eu la o confruntare Shaolin? Și apoi mergem la o înghețată. Uite, eu pun la bătaie scumpa mea pelerină monstruoasă. Da, eu pot! Da, eu pot! Eu zic că o să te bat măr cu pieptenele meduzei. Promiți? Vrei să ieșim în oraș? Iar eu pun la bătaie frumusețea mea. E dovedit că valorează mai mult decât toate obiectele voastre. Bună, Chase! Nu ne-am văzut de mult! Ai tras de fiare? De ce nu mi-ai răspuns la e-mail-uri? Jocul se numește Înmlaștină. Primul care ajunge la băta de baseball Shen Gong Wu câștigă. Hei! E o confruntare între ei? Un Shen Yibu? N-am mai văzut așa ceva de mult timp! Sunt foarte nedumerit! Ce caută Chase aici? Să începem! Confruntarea Shaolin! Gong Yi Tan Pai! Pelerina monstruoasă! Super! Nimeni nu știe unde sunt! Sunt aici! Pelerina monstruoasă! Acum nu mai sunt! Pieptenele meduzei! Sunt aici! Nu sunt aici! Hei, trișezi! De unde știi unde sunt? Faci zgomot ca un aspirator. Poate ar trebui să lucrezi la asta. Crezi? Omi, va fi în siguranță în mâinile tale. Stați! Trebuie să vă spun ceva tuturor! Super! În sfârșit ai revenit! Ce pisicuțe bune! Mersi pentru cooperare, prietenii mei blăboși! Yeah!
Hei, priviți! Micuțul rotunjor s-a întors! Este Willow! Iar nu este dintre voi! Este una dintre ei! Acum! Ping-pong! Poftim! Ia o înghițitură! Hai! Ei, am zis o înghițitură, nu s-o mai pe toată! Nu! Este șeful lui Willow! Ea e la Fambrun! Comprende? Ce bun e câte un pui de somn! Hei! Ping-pong! Cum te-ai ajuns aici? Cred că încearcă să ne avertizeze despre Willow. Apropo, unde e ea? Hei, acum îmi amintesc! Ping-pong are dreptate! Willow este cu Chase! De asta Willow a reușit să-l învingă pe mărezul și puternicul Chase atât de ușor! Willow poate să se transforme în umbră, fata brunetă! Umbra l-a făcut pe Ping-pong să piardă în fața lui Jack din lupta din groapă! Îmi pare așa de rău că n-am avut încredere în tine, micuțule Gecko. Un lucru însă nu înțeleg. Willow a câștigat obiectul U și l-a dat lui Omi. Deci ce urmărea cu asta? Omi, spune-ne unde e seiful. Nu se poate, buzele mele sunt pecetluite. Acum! Aici! Toate obiectele Shengongu au dispărut. Dar Omi era singurul care știa locația și cifrul. Păi, poate că am lăsat să-mi scape cifrul. Dar micuțul meu amic, gura ta e pecetluită ca o capră mută. Ai dreptate! Dar Willow posedă o excelentă tehnică de ghicire a numerelor. Este foarte tare la asta. Tare! Vrei să spui că e o tipă tare? Dar nu i-am spus niciodată care e locația seifului. Cum? Asta-i răspunsul, Omi! A, luptătorilor Shaolin! Cred că timpul vostru a sosit! Feline luptătoare, atacați! Nu e prea târziu să o rupem la fugă? Un luptător nu fuge niciodată de pericol! Să-i cucerim și apoi să-i dezbinăm! Adică să-i dezbinăm și să-i cucerim! Sună bine! Acum n-ar fi fost de folos nici obiecte Shengongu! Te refer la chestiile astea? Chase, dacă vrei să lupți, atunci luptă cu cineva de mărimea ta. Va fi plăcerea mea, nesuferitule. Asta și să tragem cortina. Nu cât sunt eu aici! Nu cât sunt eu aici! Acum întunericul coboară peste Shaolin. Ridică-te, Imperiu Heilin! Dă-mi-l înapoi pe Maestrul Fung! Domnia Heilin începe acum! Hei, copii!
sunt așa de bucuros că Marele Maestru Dashi a insistat să săpăm tunele subterane secrete! Ce facem acum, Maestre Fung? Mâine o să plouă? Tineri călugări, a venit timpul pentru voi să începeți o nouă călătorie. Iar eu trebuie să pornesc la un drum foarte lung. Maestru Fung și-a ales timpul perfect să facă o plimbare. Nu pot să pleci! Nu mă lăsa aici! Oh, o să mă rup în bucăți! Uite, uite, încep să-mi pierd solzii! Loialul meu, Dojo, trebuie să rămâi cu tinerii călugări. Au nevoie de tine în această călătorie. Câteodată cineva trebuie să călătorească singur ca să descopere adevărata lui cale. Tu, pe de altă parte, ești pe calea cea bună. Apropo, luptătorii mei, v-ați decis cine va fi noul discipol? Eu votez pentru Ping Pong! Și eu la fel! Micuțul Hombre, alegerea mea! Ping Pong, sunt onorat să fii fratele meu luptător! Frate Obi, voi fi mereu micuțul tău, Gecko! Nu mai ești micuțul meu, Gecko! Ping Pong, acum ești Marea Supârlă! De-a lungul călătoriei, amintiți-vă care e cel mai important țel. Să învingem pe Chase și pe Imperiul Haylin! Și asigurați-vă că veți găsi un nou templu înainte să plece păsările. Tineri călugări, ne vom întâlni din nou în viitor. Maestre Fung! Mă întreb ce ne rezervă viitorul!